Echipa feminină de basket a CSM Media va participa în această săptămână la turneul final Grupa Valorică B, care se va desfășura la Dej. Jucătoarele, pregătite de antrenorul Dan Popa, fac parte din grupa 1 a turneului, alături de CSM Târgu Jiu, CSM Sportul Studențesc București și CS Universitatea Cluj-Napoca. Obiectivul echipei este câștigarea cât mai multor meciuri și chiar a unor medalii, dacă acest lucru va fi posibil. Participarea echipei la competiția de la Dej este posibilă cu sprijinul Asociației Mediaș 750. De ani. Suntem calificați la turneul final B, venim după un turneu semifinal A, în care am întâlnit echipe extrem de valoroase. Vreau să le mulțumesc, în primul rând, părinților, copiilor, pentru că au răspuns foarte bine la aceste eforturi și, în ultimul rând, domnul primar și CSM Mediaș pentru susținere. Suntem calificați la turneul final B, care se va desfășura la Dej în perioada 29-2-3-3. Facem parte din prima grupă, alături de Târgu Jiu, Sportul Studențesc și Universitatea Cluj, adică la acest turneu sunt calificate câteva echipe extrem de puternice, de fapt toate. Noi ne dorim să jucăm cât mai bine și de ce nu să reușim și mai multe victorii. Încercăm să cucerim ceva medalii, dacă se poate. Dar, mă repet, este un turneu extrem de greu. În 5 meciuri este nevoie de 14-15 fete care să fie apte, puternice, ca să poată ajuta echipa să facem performanță mai mare.